În zilele de 18 și 19 februarie, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș, Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu organizează Colocviile Brâncuș, manifestare dedicată Zilei Naționale Brâncuș la 143 de ani de la nașterea sculptorului. Astăzi, la galeriile municipale de artă, va fi vernisată expoziția Umbra sculptorului Valer Neag. De asemenea, mâine de ziua Brâncuș se va afla la Târgu Jiu un reputat critic francez de artă, după cum a precizat viceprimarul din municipiu Aurel Popescu. Tot la Târgu Jiu sunt programate expoziții ale artiștilor plastici și un spectacol de pian. De asemenea, la București, la Centrul Cultural al MEAI, va avea loc o expoziție de artă vizuală dedicată sculptorului Constantin Brâncuș. În plus, pe 19 februarie, pe scena teatrului Odeon, vor urca actorii din Târgu Jiu, care vor prezenta piesa Sărutul. Este o perioadă foarte încărcată de evenimente pe marginea împlinirea 143 de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Consiliul Județean organizează câteva evenimente foarte importante în București pe această temă, iar Consiliul Local organizează colocviile Brâncuș astăzi și mâine, colocvii la care Direcția de Cultură a invitat numeroși specialiști în acest domeniu, printre care și Serge Foșiro, pe care îl vom avea în mijlocul nostru mâine după amiază la întâlnirea pe care a organizat-o Consiliul Local cu toți specialiștii în Brâncuș. Partenerii evenimentului sunt Muzeul Național al Literaturii Române, filiala Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici, Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Clubul Rotary și Asociația pentru Democrație, Educație, Respect, ADER.